Atmosferă de sărbătoare la grădinița numărul 202 din orașul Sângera. 10 de micuți din cele 13 grupe formate pe parcursul unui an de activitate s-au adunat pentru a se bucura de prima aniversare a instituției preșcolare. Copiii au trăit emoții unice nu doar azi, dar în fiecare zi petrecută la grădiniță. Eliza, spune ce-ți place ție la grădiniță? Doamna Viera. De doamna Viera îți place? Și ce-ți mai place? Mama. Dar ție ce-ți place la grădiniță? Și mă joac. La grădiniță ne poate mă loc ce te fac pe ei cățele. Tu știi deja să citești? Da. Dar ție ce-ți place la grădiniță? Mi-a place să mă joc cu jucăriile. Dar tu ți-ai făcut prieteni la grădiniță? Da. Câți prieteni ai? Doi. Cine sunt prietenii tăi? Maria și Daria. Fetele astea două, albinuțele. Dormim la grădiniță, să ne jucăm și să ieșim afară. Dar ce ai învățat tu la grădiniță? Poezii. La grădinița 202 e foarte bine. Sunt mulți copii, ca și mine. Îmi place să mă joc cu ei. În curând au devenit amicii mei. Avem cărți și jucării alese, cuburi, cercuri colorate și mașini cu piese. Mâncăm mâncare gustoasă, dormim pe paturi mai ca acasă. Iar atunci când vă crește mare, nu vi uita de grădinița soare. Instituția preșcolară numărul 202 mai este numită și Grădinița Soare, deoarece deschiderea ei a fost așteptată de locuitorii orașului Sângera de mai bine de 12 ani, cât a fost în șantier. Într-un final, cu suportul României și al Primăriei Capitalei, aceasta a fost edificată având o capacitate de 320 de locuri. Grădinița și-a deschis activitatea anul trecut cu 4 grupe, 100 de copii. Acum, la moment, avem 311 copilași înmatriculați. A fost un an frumos, un an plin de provocări, un an productiv pentru noi. Suntem deja mărișori, am crescut odată cu copiii. Cele mai mari provocări în primul an de activitate a fost lipsa personalului. Deci e foarte complicat să atragem educatori și personal în grădinițe. Oricum ne străduim, din păcate fluxul de personal e destul de mare. Chiar dacă oferim condiții destul de bune. Acest an a fost minunat, mă bucur foarte mult că am ocazia să educ practic acești copii, pentru că este talent, nu toți au acest talent de a lucra cu copii, la fel cum educatorii sunt părinți pentru ei, așa mă simt și eu. Aniversarea unui an de activitate a fost o bucurie atât pentru copii cât și pentru părinți, deoarece până la deschiderea instituției, lipsa locurilor suficiente pentru micuților în grădinița veche îi determina să parcurgă kilometri până în satele vecine sau chiar până în capitală. Grădinița foarte mult timp aici era activa, dar era una mică și acum așa grădiniță mare, frumoasă, pentru mulți copii este o facilitate, precum și pentru părinți, pentru că înainte trebuiau copiii să se ducă în oraș, în alte localități și este bine o localitate atât de mare să aibă o grădiniță atât de frumoasă și cu dotată cu toate pentru copii. Când ducem fetița în altă localitate și o ducem la grădiniță, a fost foarte așteptată și ne mulțumim tuturor pentru deschidere. Sărbătoarea a culminat cu momente memorabile de distracție a copiilor alături de eroii preferați din desene animate.